Sărbătorile de iarnă reprezintă motiv de bucurie, dar și de cheltuieli. Primăria municipiului Deva a scos la licitație închirierea luminițelor cu care va fi îmbrăcat orașul la iarnă. Contractul prevede închirierea ghirlandelor și produselor pentru iluminatul festiv de sărbători, inclusiv montarea și demontarea acestora. Consumul de energie electrică va fi achitat însă de primărie de la bugetul local. Valoarea contractului este estimată la aproape 1 milion de lei fără TVA, iar conform anunțului de licitație, contractul face referire la iluminatul festiv de pe 16 străzi și bulevarde, 5 intersecții rutiere și parcarea Aqualand.